Salut! Bine ați venit la tutorialul meu! Astăzi vă arăt să faceți un ghiocel din elastice ca să sărbătorim 1 martie. Ca să-l facem avem nevoie de elastice albe, verzi și o igliță. Ca să începem, luăm un elastic verde și îl învârtim de 4 ori pe igliță. Luăm un elastic verde și îl pun în forma 8 și îl dublez. Și acum scot elasticul verde. Așa. În 2 și pun la loc. Mai iau un elastic și îl dublez. Și trec. În 2 și pun la loc. Mai iau un elastic și fac același lucru. Mai iau alt elastic, îl dublez trecem acum mai luăm un elastic și facem același lucru. Mai luăm. Asta e pisica mea. Un elastic, îl dublăm. Și scot. Mai iau unul. Fac același lucru. În 2 și pun la loc. Așa. Mai fac o dată. Doi. Și așa mai facem. Mai iau un elastic. Tragem. Acum eu am 11 găuri și o să fac 14. Iau un elastic, îl dublez. Și trec. În 2 și pun la loc. Mai iau un elastic, îl dublez. Trei. Și pun la loc. Și mai iau un elastic. Trec.
și trag. Așa. Acum o să iau două elastice și le dublez. O să trec. 2 și pun la loc. Așa. Și luăm un elastic alb, 2, scuze, le dublez și acum o să începem cu floarea, partea din mijloc, și scot cu grijă. 2 și pun la loc. Mai iau acum doar un elastic. Scot. 2 și pun la loc. Și o să ne rămână așa. Acum luăm alt elastic verde. Îl dublăm. Și trecem. Acum o să iau un elastic și trecem. Și să facem un nod. Scot partea de sub pe deasupra. Și acum o să pitim. Bag iglița prin gaură. Mai o bag. Acum în partea cealaltă. Și pe aici. Și să ne rămână așa. Acum o să facem petalele. O să luăm un elastic alb și o să-l învârtim de 4 ori. Luăm alt elastic, îl dublăm și acum o să scot. Un 2 și pun la loc. Mai iau un elastic și îl dublez. Deja avem două găuri. Mai iau una. Și scot. Am 3. Mai iau alta. Și când avem 4, o să băgăm iglița. Putem să punem alta ca să nu fie atât de scurt.
Mai bine? Dublez și o să punem 5 căuri. Acum, da, când avem 5 căuri, bag iglița în cumița care am învârtit pe 4 ori. Așa. Și o să facem 5 găuri. Iau un elastic, îl dublez. Și deja avem o gaură. Mai iau un elastic, îl dublez. Și scot numai partea de sus. Și deja avem 2 găuri. Mai iau un elastic, îl dublez, 3. Mai iau un elastic, îl dublez, 4. Și alt elastic. Ca să avem 5 găuri. Așa. Acum luăm un elastic, îl dublăm și scoatem tot ce avem. Și deja avem 1. Trebuie să facem 3 petale. Coborâm și o să facem a doua. Luăm un elastic, îl învârtim de 4 ori. Iau altul. Dublez. Să vedeți că e același lucru. Scot. În două și pun la loc. Avem o gaură. Facem 5. Iau alt elastic, dublez și deja avem 2 găuri. Mai iau altul, dublez, scot. Avem 3. Patru. Și 5. Acum o să bag iglița în gaura care am făcut 4 de la început, gaura de la început. Și fac 5 găuri. Doi. Trei. Patru. Și
5. Acum iau un elastic, îl dublăm și trecem cele două părți. Și acum o să-l facem pe al treilea, care e același lucru. Și acum o să opresc videoul ca să-l fac eu. Dacă nu mai știți să-l faceți, derulați. Și acum ne vedem. Deja am cele trei petale. Acum trebuie să le unim la tulpină. Prima dată o să luăm două elastice și o să trecem toate petalele. Toate petale. Așa. Și acum o să facem un nod. Scoatem partea de dedesubt, deasupra. Acum o să pitim elasticul ăsta de aici. Și acum ăsta de aici. Și acum o să bag eglița prin mijloc și în gaura din mijloc o să băgăm un tulpină. Trebuie să o facem mai mare. Așa. Și o punem mai în jos. Așa. Acum o să iau un elastic dintr-o parte și alt elastic din alta. Așa. Iau un elastic mi-a scăpat, mai fac iar. Și acum fac un nod. Scot elasticul de dedesubt pe deasupra și trag. Acum fac același lucru în partea cealaltă. Și fac un nod.
Așa. Și acum o să pitim elasticele. Bag ghiglița prin elastice. Iau elasticul. Și acum o să profit elasticul de aici. Și o să unesc. Sau nu, mai bine nu. Îl pitesc pe aici. Și acum partea asta de aici. Așa, și acum pe aici. Așa. Acum o să dublăm puțin tulpina și deja avem ghiocelul nostru. Sper că v-a plăcut tutorialul și vă aștept la următorul video. Pa!